Bună seara și pacea Domnului nostru Iisus Hristos. Vrem să pregătim niște spaghete. Am făcut ciorba de fasole și la Abel nu i-a plăcut, adică el nu mâncă de obicei fasole, de nicio fasole, nici verde, nici uscată, nici... Și atunci, dacă el n-a mâncat, vrem să pregătim și niște spaghete. Deja am pus apa la fiert, fierbe apa, așa cum vrem să punem spaghetele. Ca să fiarbă. Da, Nora, lăsăm să fiarbă spaghetele, că ne ocupăm de sos, să facem sosul. Acum lăsăm aici să fiarbă. Aici am pasta de bulion, aici avem carne tocată cu carne de porc și carne de vită amestecată. Aici avem două cepe așa mai mici, albe, și una așa mai mică roșie. Mie îmi place ceapa să pun un pic mai mult pentru că îmi place că îi dă un gust când fac sosul. Pun și așa și așa, că n-am, că nu am, nu pun, pun numai din asta, de care am. Acum nu-i, nu știu acum să punem, că nu avem. Punem ce avem. Așa e, Nora? Normal, fiecare pune ce are. Trebuie și un pic de usturoi. Acum punem aici noala asta. Și mergem la aragaz să punem ulei. Bun, da? Hai că punem ulei aici. Așa. Punem puțină sare. Spaghetti italiano. Nora. Dar și o să pun un pic apă aici ca să nu se ardă, să se facă așa bine. Se vede deasupra așa. Și o să ce să fac. Ia că uitați ce fierbe și spaghetele. Imediat și spaghetele sunt gata. Mai un pic și sunt gata și spaghetele. Lăsăm aici să se facă bine un pic ceapa și revenim. Da. Mai stăm aici așa, așteptăm să se facă și ceapa. Ia uitați cum s-a făcut. Lăsăm să scadă apa și atunci să vedeți ce faină să faci. Spaghetele acolo ferb. Am mâncat la ciorba noastră de fasole cu bunătate. Foarte bună. Așa e, Nora? Da. Da, eram obligat să facem și un pic de spaghete, că nu. Mi-era milă de Ios, de Abel, că el n-a mâncat. Și chiar știu că îi place spaghetele, adică le place la toți. Nu numai pentru Abel. Apoi acum dacă fac, nu fac numai pentru Abel. Facem pentru toți. Dar pentru el mai mult ca să mănâncă și el ceva. Că el nu mai mănâncă așa peste zi mai sandvișuri, mai una și alta.
Da? Nu. Mâncare? Nu. Și imediat, vedeți, imediat se face și ceapa. Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Domnul Iisus să vă poartă de grijă la toate surorile noastre minunate, la toți prietenii noștri care ne urmăriți, care sunteți cu noi în fiecare zi. Vă binecuvântăm în numele Domnului pe toți și noi vă îmbrățișăm, vă iubim cu drag. Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Vă mulțumim pentru toate urările, pentru toate încurajările. Nu ne este greu să vă mulțumim de fiecare dată, așa cum și dumneavoastră ne scrieți. Vă binecuvântăm și noi în numele Domnului. Te mă grăbesc. Așa se întâmplă. Spune și tu ceva, Nora, la prietenii noștri, că și pentru tine sunt comentarii atât de frumoase acolo în... Le mulțumesc și eu din inimă, Dumnezeu să le binecuvinteze pe toți care ne urmăresc. Da, da, vă mulțumim că sunteți cu noi și chiar vă rugăm să vizionați videoclipurile noastre. Vă rugăm frumos, toți prietenii noștri, toți abonații noștri. Iată, deja a început să scadă apa și acum începe să se facă, să se călească un pic. Da. Spaghetele, să-i dau. Mai grijă acolo, Nora, să nu casă, mai trebuie un pic. Nu sunt. Mai un pic. Mai trebuie un pic. Așa. Le lăsăm. Lăsăm și aici, că să facă și un pic ceapa. Mergem dincolo, Nora, să pregătim sosul, roșiile. Da. Gata, pregătim aici niște paste de bulion. Avem carne un pic mai multă. Eu am pus un pic ulei deasupra ca să nu se mucegăiască. Degeaba am pus-o la frigider. Frigider, da, când am desfăcut-o am pus un pic ulei deasupra. Nu mult, un pic. Ca să se mucegăiască. Da, să nu se mucegăiască, da, să nu prindă mucegai. Cum era? N-am știut. Am văzut și eu. Mergem iară dincolo. Nu, hai că am aici niște doi cățe de usturoi am. Și acum le-am tăiat, adică le-am curățit și acum vreau să îi fac așa, să le tăi așa mai mărunt. Da. Usturoi e bun. E bun, da. Da, aromă. Îi dă un gust bun, ora. Gust, da. N-am pus mult, așa mai puțin. Mergem acolo. Am oprit aici ca să nu se ardă ceapa. Da. Și acum mai dăm iară drumul. Că trebuie să... Ai, oh, la ăla am dat. Gata. Așa. Să punem carnea. Hai că vin să ai așa, Nora, nu mă arăt că trebuie să nu știu. N-am mai pus. Ah, l-am uitat acolo. Punem și acum atâta și pregătește ăla aici. Da, Nora, am pus carnea. Îndobim așa un pic, că știi că carnea de vită e așa, se lasă mai... să nu fie cocoloase, așa. Nu. Acum trebuie să luăm și spaghetele, că sunt gata. Nu. Gata, am scurs și spaghetele. Am pus carnea aici, punem un pic de pătrunjel, așa. Că trebuie să punem și roșiile, bulionul. Acum le punem, Nora. Stai așa. Stai. Am pus și sare, am pus la ceapă când am pus-o. Așa. Nu, acum mai lăsăm aici să fiarbă. Lăsăm să fiarbă.
Acum fiecare pune condimente după gust. Busuioc, cimbru, de toate mirodenii. Nu ne place să punem. Un pic de pătrunjel și atât. Un pic de piper, normal, cine vrea, cui îi place. Acum lăsăm să fiarbă sosul, să înceapă să fiarbă și carnea. Se aproape că suntem gata imediat. Bun. Și vreau să pun acum o linură de zahăr. Pentru că știți voi. Pentru acid, ca să nu fie acri, să fie așa mai dulci. Un pic de bulion, ca să nu ne arde pe stomac, să nu ne face roșiile. Bulionul ăsta rău. E bun. Așa, lăsăm să fiarbă. Acum e gata și sosul. Am pus și două foi de tarfin aici în sos. Pentru că Nora era, nu era aici să mă filmează imediat. O să mă spune că filmăm. Da. Și acum punem spaghetele aici în sosul ăsta. Wow, dar câte am făcut, Nora! Oh. Mamă! O grămadă. Dar ce s-a mulțit așa? Nu știu. În pachetul ăsta? Mamă! Era bun să avem din ăla parmezan. Nu avem. Mâncăm și așa. Și așa sunt bune. O să fie, să știi. De mult noi nu mai ne-ai făcut spaghetti din ăștia. Era doar Nora. Sunt gata. Lăsăm un pic așa să mai fiarbă un minut ca să mai prindă, știi, sosul. Să prindă spaghetele sosul. Da. Un pic. Și acum mă oprim. Las. O să fie foarte bun. Normal că sunt bune spaghetele. Cui nu-i place spaghete? Eu știu. Am făcut Nora spaghete, Doamne. Da. O, alăpină. Din pachetul ăla ce s-a mulțit, am crezut că nu o să iasă așa mult. Nu, uite cât s-a făcut. Lasă că nu strică, nu? Nu. Punem la frigider și mâine mâncăm. Normal. Încălzim. Nu. Vezi că deja s-a legat aici. Sosul. Normal. Vezi că deja s-a legat. Super. Deja mă doare mâna cât am făcut aici. Cât am amestecat, cât am învârtit aici. Deci am făcut o mămăligă. Ai, 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 ai. Na, sunt gata. Oprim aragazul. Nu opri, Nora, stai așa. Că te cam te grăbești la filmat. Nu mă grăbesc. Nu, lăsăm acum 2-3 minute aici așa. Și gata. Servim și noi masa, nu? Da. Eu nu mai servesc, gata. Tu, Nora, că nu prea ai mâncat. Tu nu ai prea mâncat, nu știu ce. Și Marcel, da? Voi doi mâncați și acum. Abel. Și Iosif, dacă vrea. Și dacă la, vrea, da. Pe filmare, cine vrea să mănâncă. Eu nu mai, gata, am mâncat. Hey.
fierbinte să fie. Păi... Paghetele astea sunt fierbinte acum. Acum așa merge, Marcel, că doar... Se scalde acum numai cele voastre. Da. Poftă bună vă dorim. Vă mulțumim. Poftă bună vă dorim și a dumneavoastră. Mulțumim. Dar cât e ora acum? Cât e ora oare? 7 și ceva. 8. Da. Păi mâncați, mâncați, ce să faceți? Nu am mai făcut de mult. Da, Iosif? Da. No, bun. Hai mâncați să vă fie de bine. Mulțumim. Scalde. Vă place? Sigur. Bravo. Nici n-am făcut poză, n-am făcut poză. Te făcut o poză acolo. Eu știu cum să fac poză acum, că deja s-a golit. Mai am mâncat. Acum nu știu dacă s-a făcut sau nu. Hai că ieșim din filmare să facem. Hai că primul mulțumim la prieteni. Da. Vă mulțumim frumos. Cam atât a fost și noi, nu? Da. Da, și nu uitați să vă abonați, oameni buni. Dumnezeu să vă binecuvinteze, că vă uitați la noi, ne apreciați atât de mult. Vă dorim o zi binecuvântată de Dumnezeu și pacea Domnului Iisus Hristos să fie și să rămână cu voi până când El va veni. Amin. Vă mulțumim și vă spunem noapte bună.